Să fii un profesionist înseamnă în primul rând să fii om, să ai emoții, să te bucuri, să te întristezi, să supraviețuiești eșecului, să rămâi integru în fața succesului, să-ți păstrezi răbdarea și mai ales curiozitatea, să ai pasiune și compasiune. Așa e Ligia Bărbării, până mai ieri șeful laboratorului de genetică din cadrul Institutului Național de Medicină Legală Mina Minovici. Am prins exact perioada în care presa vremii anunța cu litere mari că o nouă tehnică în științele judiciare își făcea apariția, respectiv amprentele genetice. Și am hotărât să fiu un pionier al amprentelor genetice la mine în țară. Poate cel mai cunoscut caz de analiză a ADN-ului a fost cel al cuplului Ceaușescu. La Revoluție, după ce au fost aduși de la Târgoviște, cele două sicrie cu cuplul prezidențial au fost depuse pe stadionul Ghencea. Soldații care păzeau sicriele s-au adăpostit de frig și de ninsoare și le-au tras deoparte. Și bineînțeles că au apărut o felul de legende, că de fapt dictatorii n-ar fi murit, că ar fi ajuns în America de Sud. Și au fost întreținute aceste legende urbane, încât mulți ani s-a spus că în cimitirul Ghencea practic nu au fost înhumați cei doi dictatori, ci alte persoane. În 2010, la cererea familiei, cuplul Ceaușescu a fost exhumat, iar rezultatul expertizei a spulberat mituri urbane. Rezultatele au fost cât se poate de concludente. Inițial, familia Ceaușescu a cerut ca această identificare să fie făcută de experți din străinătate. Și a nimerit tocmai la München, la fostul meu îndrumător de doctorat și i-a zis, mergi și vorbești acolo cu doctoranda noastră pentru că noi avem încredere în persoane pe care le-am format. Fac parte din generația de creței și trebuie să vă spun lucru pe care nu l-am spus niciodată, că cei care am lucrat la acest caz am fost toți generație de creței. Am fost născuți în anul decretului. A fost poate prima, dar nu și ultima dată când Ligia Bărbării a scris istorie, pentru că ea a coordonat misiunea de identificare a partizanilor din Munții Apuseni. Care au fost ridicați la rangul de eroi cu ocazia centenarului acum 2 ani de zile. A fost absolut onorant să poți să scrii măcar un subsol de pagină din istoria țării. Dar Ligia Bărbării e un reprezentant nu doar al geneticii din România, ci e și un expert de anvergură internațională, pentru că românca noastră a fost selectată să coordoneze echipa de experți a Națiunilor Unite în divizata insulă Cipru, prin capitala căreia încă mai trece un zid și un gard de sârmă ghimpată, iar pentru stingerea conflictului, recuperarea și identificarea victimelor din gropile comune e un proces esențial. Atâta vreme cât comunitățile respective, greacă și turcă, își plâng morții în stradă, nu are cum să se încheie acest conflict. Ligia Bărbării a avut mereu o sensibilitate aparte pentru copiii abuzați. A fost oripilată de fiecare caz, a plâns, s-a zbătut și s-a bătut pentru fiecare victimă, pentru că doar atunci când investigația se face ca la carte, se face și dreptate. Practic, procentul de expertize genetice care sunt administrate în cazurile de viol nu trec de 5%. Există concepția asta că o expertiză genetică e o chestie extrem de scumpă. Nu, nu este o chestie extrem de scumpă. Extrem de scumpă este viața unui om și viitorul unui copil care este agresat. Tot ea a semnat expertiza care până la urmă a dus la eliberarea lui Țundrea. De fapt, multe dintre cazurile la care a lucrat Ligia Bărbării au ținut prima pagină a ziarelor. Printre ele e și cel al studentei japoneze, care a fost violată și omorâtă în pădurea din Corbeanca. Un caz care a schimbat sistemul, înlăturând ceva din birocrația care poate ucide. În cazul japonezei, autorul crimei s-a descoperit că mai avea încă alte 3 dosare, toate cu expertiză genetică făcută. Dacă acele 3 dosare ar fi ajuns la organele judiciare în timp real, el n-ar fi omorât-o pe japoneză.
Expertizele stăteau în așteptarea plății. De la acest caz, lucrurile s-au schimbat. Presiunea mediatică de atunci a fost chiar mai mare decât la cazul Caracal, dar și la Caracal, echipa coordonată de Ligia Bărbării s-a ocupat de identificarea ADN-ului. În cazul lui Izăi, din păcate, materialul biologic era extrem, extrem de degradat și încercările noastre au eșuat. Au eșuat și încercările laboratorului din străinătate. La Alexandra Mărceșanu au fost găsite niște fragmente dentare ceva mai bine conservate. Într-adevăr, specialiștii noștri nu sunt mai slab pregătiți decât cei din alte țări, dar sunt insuficienți și au frustrări din cauza lipsurilor materiale, dar mai ales a lipsei de viziune la vârful unor instituții. La un moment dat am câștigat un proiect de fonduri europene, fonduri structurale, de 3,5 milioane de euro. Banii aceia ne-ar fi ajutat să fim cu 10 ani mai înainte. Contractul nu s-a încheiat. Între INML și Ministerul Cercetării? Da. De ce? Nu am primit nici în ziua de azi un răspuns concret. Se tot vorbește acum de eficiența testării în masă în lupta cu pandemia. Adevărul e, spune doctorul Ligia Bărbării, că nu putem demara această acțiune pentru că nu avem suficienți geneticieni și nici laboratoare pe măsură. Dacă se investea în cercetare, astăzi România arăta altfel. Din secunda 2-3 a pandemiei am fi avut mai multe teste de mai bună calitate și poate și studii științifice. În ultima vreme, doctorul Ligia Bărbării a criticat public modul sovietic de organizare și funcționare a Institutului de Medicină Legală și, coincidență sau nu, în urmă cu câteva zile, Ligia Bărbării, un titan al geneticii din România și chiar din Europa de Est, a fost concediată. Nu pot să comentez în momentul de față. Nu pentru că este un proces în instanță și